Domnule Peniu, un incident grav, din păcate, petrecut la Cluj cu echipa sub 19 ani. Au fost acolo suipați, înjurați, agresați jucătorii viitorului. S-a sunat chiar la 112, deci de o gravitate extremă. Din fericire, consecințele nu au avut o urmare gravă a ceea ce s-a întâmplat. Faptul în sine este însă extrem de grav, mai ales că este o competiție de elită, chiar numele competiției este Cupa României Elite 19 și la meciul respectiv n-a existat nici cea mai mică intenție a organizatorilor, măcar atât puteau să facă, pentru că noi am străbătut 700 de kilometri ca să onorăm această competiție și să ne prezentăm în condiții în care aveam foarte mulți jucători care jucau la lot sau la turneul Pușcaș. Și la acest meci a existat și o premeditare, ca să spun așa, și cei îndreptățiți de la club trebuiau să își ia măsurile necesare. Pentru că eu personal am citit sâmbătă pe un site de socializare, un site al suporterilor de la Cluj, în care se chema la luptă masa de suporteri pentru că trebuiau să aibă grijă de echipa lui Hagi. A fost o incitare de care ei trebuiau să țină seama și să-și ia niște măsuri. Ne-am trezit acolo cu niște suporteri extrem de agresivi. Eu, în paranteză, vreau să vă spun că aveam o părere deosebită despre clujeni, despre U-Cluj, despre CFR Cluj, în modul cum își încurajează echipa favorită. N-a fost nici pe departe așa ceva, a fost un calvar. Nimeni n-a ținut cont că totuși sunt niște copii, chiar dacă au 17-18 ani. Nimeni n-a ținut cont că puteau să fie în aceeași situație copiii lor sau echipa lor. De la început la sfârșit numai injurii și numai scuipături și numai... Ne-am trezit la sfârșitul meciului că am fost înconjurați și la un moment dat eram în pericol de a nu mai putea să părăsim incinta stadionului. Atunci domnul cel care era organizatorul din partea noastră a sunat la 112 pentru că nu știa ce să fac. Au sosit imediat un echipaj de poliție care a chemat jandarmeria că erau depășiți și ei numeric și așa s-a aplanat. După ce s-a aplanat situația, ca și cum nu s-a mai întâmplat nimic. Pentru mine este un gest pe care cineva ar trebui să îl pedepsească, pentru că nu e normal să se ajungă la crime sau la Doamne ferește, gesturi care puteau să se termină extrem, extrem de grav pentru noi în cazul acesta, dar și pe viitor pentru altcineva. Cred că Federația și, din câte știu eu, arbitru a consemnat în foaie incidentele și pe raportul de arbitraj a consemnat că va face un raport suplimentar la ceea ce s-a întâmplat la acest meci. Din păcate este foarte, foarte grav, că până la urmă fotbalul este. Fotbal trebuie să fie o bucurie, nu un motiv de plătirea unor polițe pe care unii, mai mult sau mai puțin îndreptățiți, vor să și le rezolve ei cu bâta și cu înjurături și cu... Încă o dată vă spun că este greu să mergi să joci fotbal undeva și să-ți fie frică de integritatea. Și pentru noi este cu atât mai mult o răspundere, cum este de altfel pentru fiecare antrenor sau pentru fiecare echipă care ia niște copii din brațele părinților lor, din anturajul familiei și îi duc la o competiție sportivă și nu au posibilitatea să le asigure
integritatea corporală. Este, mai ales la nivel de copii și juniori, cred că ar fi mult mai important să se discute de problema aceasta acum, când nu s-a întâmplat ceva, decât dacă avea loc cine știe ce nenorocire. Și întâmplarea face că mi-am adus aminte de acel suporter de acum 3-4 ani, tânăr și frumos și liber, de la Ucluj, care a nenorocit un ziarist, un cameraman. Se putea foarte ușor să se întâmple și de data aceasta ce s-a întâmplat atunci. Dumneavoastră, dacă în cazul în care nu se va întâmpla totuși mai nimic, veți face un memoriu sau cum se procedează în cazul ăsta? Memoriu, noi, Federația Normal, Comisia de Disciplină se autosesizează la consemnări în foaia de arbitraj și a arbitrului. Noi suntem și în posesia filmărilor care s-au făcut după ce s-a terminat meciul, le vom depune mâine la federație și rămâne în grija federației să dea mai departe la comisia de disciplină și dânșii sunt în drept să ia măsurile care trebuie luate. Eu văd despre filmările jandarmeriei, cumva, sau? Nu a existat jandarmerie. Nu a existat. Am avut un cameraman al nostru care a filmat acolo meciul și a filmat și parte din incidentele care au fost. Cristi, evenimente grave la Cluj. V-ați aflat acolo într-o situație foarte dificilă. Cum a fost? Ce s-a întâmplat exact? Da, din nefericire, galeria lor ne-a înjurat o meciu. După meci ne-au așteptat să ieșim de pe teren. Am stat pe banca de rezerve, am vreo 10-15 minute, am așteptat să se liniștească până a venit antrenorul lor de la Ocluj să ne facă semne să venim către bancă, către vestiare. Am plecat de pe bancă, ne-am dus către vestiare și fix când am ajuns în dreptul vestiarelor au ieșit 10-15 oameni din galerie de la ei, au venit spre noi. Noi n-am avut ce să facem, am intrat repede cât am putut în vestiare, câțiva au rămas pe afară, au aruncat cu doze de bere noi, au scuipat către noi, ne-au înjurat, au încercat să ne și lovească. A fost ură ce s-a întâmplat, Ana. Din fericire am reușit să câștigăm. I-am bătut a doua oară la rând, am bătut și în semifinale și acum și în cupă și asta e cel mai important, că am reușit să câștigăm. V-au șicanat tot meciul, adică ați simțit agresivitatea lor din timpul partidei? Da, păi eu în minutul 5 am ieșit accidentat direct, am fost accidentat. A avut o agresivitate de asta dură peste limită și... Da. Oricum, bine că am reușit să câștigăm, asta e cel mai important. Amenințau din tribune în timpul meciului ceva de genul, vă arătăm noi? Pe final de meci au început cu amenințările, că vedem noi după meci la vestiare și... Da. Sincer, v-a fost frică atunci când ați trecut spre vestiare pentru că nu știați ce se întâmplă? Frică, nu era așa, nu era teamă. Am văzut că nu prea gândesc oamenii aia care erau acolo, dar bine că nu s-a întâmplat nimic grav până la urmă, n-a pățit niciunul dintre noi nimic. Deci n-a fost lovit niciun jucător? Au fost loviți, dar nu foarte grav. A fost pumnii așa, cum să vă zic. Nu foarte... Am reușit să fugim repede în vestiare și... Na, norocul nostru, să zic așa. Deci momente de panică se poate spune că au fost... Da, au fost momente de panică. Noroc că am avut și noi. Am avut organizatorii cu noi, staful medical, antrenorii, care cât de când ne-au mai apărat, să zic așa. Dar se pare normal, tu cel puțin ai mai trăit așa ceva pe un stadion la o competiție care se respectă? Nu am mai trăit. E prima oară și îmi pare rău, dar ce să fac? Asta e viața de fotbalist, poate trebuie să mai treci prin asta. Crezi că ar trebui făcut ceva tocmai pentru a preveni? S-au întâmplat atâtea, eu știu, nu numai incidente, și tragedia lui Ekeng și atâtea lucruri în fotbalul românesc. Nu trebuie făcut ceva? Eu cred că ar trebui să se ia niște sancțiuni aici. Ar trebui ca cei de la Ocluj să plătească. Nu știu dacă e de vină neapărat conducerea, dar oamenii aceia care au făcut ce au făcut după meci ar trebui, nu știu, trebuie să plătească pentru asta.